Sper să mă auzi. Am improvizat așa. Mă bucur că v-am găsit, v-am regăsit, poate. Mulțumim părintelui de invitație. Ca să mă leg de acest moment, să încep cu un cântec care nu este colind, dar se referă la cei care sunt de mult adormiți. Cântecul se numește Liturghie și este pe versul de Andrei Ciurunga. Anii noștri sfințuiți, anii plângente să pară, ci mintiri de osândiți de la margine de țară. Ne-am adus din închisori, robi ai setei dobocene, să în sub noi roa lință de sub cer. Și-am tăiat peste tâmpii lungul trupurile noastre valurilor cerușii ale Dunării albastre. Dormim pe cât un șir, fără cruci, fără sitie, pace ție cimitir, fără nici o liturghie. Candelele nu ne ard, nu bat clopote de rugă, nu păzește niciun gard, nimeni nu mai vrea să fugă. Nu mai miei prin pustiu, pas din trupul câteodată, cine știe al cărui fiu, cine știe al cărui tată. Poate mâine va veni legea cum penelor drepte, Doamne, nu mai zăbovi, morții știu să se deștepte. Anii noștri sfinjuiți stau de strajă, pace ție, cimitir.